Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la 20:30 pe ProTV puteți urmări filmul Joc în 2 cu Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke și Dennis Rodman. Stavros îl răpește pe agentul CIA Jack Quinn după ce planul acestuia de capturare a teroristului eșuează. Pentru a-i pricinui și mai mult răul lui Quinn, dezaxatul Stavros îi răpește soția și pe fica lor abia născută. Deși îl ține închis într-o închisoare înconjurată de mine de teren și animale sălbatice, Quinn evadează și pune la cale eliberarea familiei sale. HBO prezintă de la ora 20 Naufragiați în Laguna Albastră. Emma și Dean, doi elevi de liceu, pleacă împreună cu clasa într-o excursie în Trinidad. Deși au puține lucruri în comun, ei participă la o petrecere pe un iaht și când Emma cade în apă în timpul unui control al poliției, Dean sare după ea să o salveze. După ce iahtul pleacă, cei doi rămân în mijlocul oceanului pe o barcă și ajung pe o insulă părăsită. În timp ce părinții lor îi caută nebuniți, Emma și Dean trebuie să învețe să supraviețuiască și, în ciuda diferențelor, în scurt timp se creează o legătură între ei și se îndrăgostesc. Dar, pe măsură ce timpul trece, Emma și Dean se întreabă dacă vor fi vreodată salvați sau dacă își vor petrece restul vieții pe această insulă. Pe TVR1 de la ora 22:10 puteți urmări Un an din viață. Filmul spune povestea a doi soți care au reușit să rămână fericiți împreună și în toamna vieții sunt înconjurați pe parcursul unui an de prieteni, colegi și rude, cu toții afectați într-o mai mică sau mai mare măsură de probleme. Tom and Jerry. Hello. Tom and Jerry, that's brilliant. Tom? Ah, Buenos Aires. Yeah, because I thought that, well, you went there, didn't you? The two of you, Argentina. No, I didn't, no. Didn't you? Eat, drink, be merry. It's lovely having your dinner cooked for you. You don't really bother when you're by yourself, do you? I don't, anyway. He was a good-looking man when he was young. Was he? Hmm. Life's not always kind, is it? Pe Cinemax de la 21:15 puteți urmări filmul 1000 Postera cu Will Smith și fiul său Jaden. La 1000 de ani după cataclismul care a forțat omenirea să fugă de pe pământ, Nova Prime a devenit noua lor casă. Legendarul general Cypher Rage se reîntoarce la familie după o îndelungă perioadă petrecută la datorie, gata să fie un tată adevărat pentru fiul său de 13 ani, Kitai. Când o furtună de asteroizi le distruge nava, ei aterizează forțat pe pământ, devenit acum un teritoriu necunoscut și periculos. În vreme ce tatăl său zace între viață și moarte în cabina de pilotaj, Kitai trebuie să iasă pe terenul ostil pentru a recupera dispozitivul de semnalizare a poziției ce le putea aduce salvarea. Every single decision we make will be life or death. But if we are going to survive this, you must realize that fear is not real. It is a product of thoughts you create. Now do not misunderstand me. No, sir. De la 21:05 pe Animal Planet puteți urmări documentarul În sălbăticia Africii. Acest serial celebrează cele mai spectaculoase locații ale continentului, prezentând experiența africană completă. Programul dezvăluie diverse locații secrete, fiecare cu problemele sale culturale sau legate de animale sălbatice. Aflăm că minunile naturale între care trăiesc acești oameni sunt deja în pericol, dar urmărim și ce eforturi se fac pentru a se depăși aceste presiuni de natură ecologică. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
O locomotivă care staționa în gara CFR Vaslui a luat foc, întreaga stație fiind umplută de fum. Imediat, pompierii au intervenit cu 3 autospeciale pentru stingere. Locomotiva a fost decuplată de la vagoane și trasă la o distanță de siguranță de aproximativ 80 de metri față de aceasta. Cei 70 de călători nu au fost în pericol și nicio persoană nu a fost intoxicată. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un cablu electric deteriorat în urma exploatării. CFR împreună cu personalul specializat al sucursalei regionale Căi Ferate Galați au desfășurat lucrările de reparații la suprastructura feroviară și instalațiile aferente liniei de contact pe inelul 1 Mare Făurei, în lungime de peste 13 km. Ieri a fost efectuată o cursă de probă cu o locomotivă de călători care a atins viteza maximă de circulație de 210 km pe oră. Este un nou record stabilit pe inelul mare de la Făurei, în cadrul centrului de testări feroviere. Acesta este singurul centru din România pentru încercări dinamice ale vehiculelor feroviare cu viteza maximă de 200 de km pe oră. Va fi reabilitată calea ferată Roman-Iași-Frontiera, pe care se va circula cu viteză de 160 de km pe oră. CFR a obținut avizele pentru proiectul de reabilitare a căii ferate. Între Roman și până la frontieră via Pașcani-Iași sunt circa 140 de km. 123 reprezintă linia dublă electrificată, iar 17 km linia simplă neelectrificată. Printr-o strategie elaborată la nivel național de refacere a infrastructurii feroviare, va fi reabilitată și calea ferată dintre Roman și Focșani și cea de la Pașcani-Dărmănești. La noapte cerul va fi variabil în regiunile vestice și nord-vestice și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15-17 grade. Mâine vremea se va menține călduroasă, local caniculară în sudul și în vestul țării, unde după amiaza disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și izolat va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara, pe arii restrânse la deal, la munte și în nord-vestul teritoriului, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade în nordul litoralului și 36 de grade în sudul Olteniei. În București, vremea se va menține călduroasă, caniculară la amiază, când indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34-35 de grade. La munte vremea va fi caldă, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La mare vremea va fi caldă cu cerul variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade, iar minimele vor fi de 19-21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe dolcesidolcetv.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe dolcesidolcetv.ro. Pasiunea, nebunia, drama.
Spectacolul. Sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă.